Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne trebuie o nouă rubrică. România, curtea miracolelor. Pe bune, adică sunt lucruri care nu se pot întâmpla, cred, decât în România. Eu cred că de asta s-a inventat țara asta. Da. Pentru cine ne-a inventat? Pentru știri de genul ăsta. Da. Avem un caz cu un sicriu care a luat foc în timpul unei mormântări la Bistrița, undeva în Bistrița Năsăud. Dumnezeu să-l odihnească pe așa. Ai zice că mortul era rece și sicriul a luat foc din cauza unui scurt circuit. La ce, mă, scurt circuit? Al aparatului de aer condiționat. Serios? Aparatul de aer condiționat al sicriului, ca să se înțeleagă bine. De ce? Sicriul avea și... Pentru că de ce? Înțelegi? Avea aer condiționat. Un flow. Oare se balansau fantele ca să nu... să nu te bată doar într-o... Nu știu cum să... Nu știu cum să... Practic, asta este toată știrea. Deci... Asta e toată știrea. Există un sicriu cu aer condiționat, cel puțin într-un loc în România, sau a existat, că nu știm ce s-a întâmplat, și la un moment dat, din cauze tehnice... O fi cu freon? Adică, sau e un cooler ca la calculator? Nu cred că era ventilație, mă. Freon? De ce, nu, serios, freon? Dar, puțin, da. Poate știe cineva, există astfel de... Și de sicrie ce? Cu aer condiționat sau sicrie model cu, nu știu, poate au și căldură. Unele au, unele răcesc, unele încălzesc. Nu, deci stai, noi avem aici un, în studio un fan vechi al emisiunii, salut mă Dumitre, care a venit în vizită pe la noi și a zis că vrea să asiste. Și ne ascultă în timp ce vorbim și dă din cap că da, există. Tu dai din cap așa aprobator că ești cu noi sau chiar știi? Zi la microfon, există? Da, fii atent ce zici. Știu. Există pentru cei care nu vor să... Să nu am înțeles, mulțumesc frumos, gata, am înțeles. Deci există sicriu cu aer condiționat. Așa. Și din acest motiv, în caz de izolare... Deci nu cred că mortul a fost împământat cum trebuie, ca să zic așa. Să nu se strice mortul, zice. Eu citesc doar din mesajele pe care... chiar tot ce scrie acolo. Da, haide să ne oprim la... Potrivit purtătorului de cuvânt al inspectoratului ISU Bistrița Năsăud, citez, incendiul a fost lichidat de proprietari. Există doar... Se manifesta la nivelul unei încăperi în care se desfășura un priveg, au ars elementele combustibile din interiorul camerei. Mă, deci a fost incendiu serios. Incendiu a fost provocat de o defecțiune a sistemului de aer condiționat al sicriului. E prima dată când aud așa ceva. Da, vin foarte multe detalii, într-adevăr nu putem să le citim. Doar capacul are aer condiționat. Adică, da. Adică doar capacul. E capac, adică frigo. Adică la opțional primești ventilație și în scaun. Da. Adică în salteluță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.